Atenție, Constanțeni, se strică vremea la malul mării. Vântul a pus stăpânire pe toată Dobrogea și suflă deja cu putere. Până mâine la ora 11, meteorologii anunță rafale de până la 50-60 de km pe oră în județ, iar pe litoral cu 70 de km pe oră. Municipiul Constanța se va afla sub un nou cod galben de intensificare ale vântului, valabil până pe 12 ianuarie, ora 10. Nici precipitațiile nu ne ocolesc. În special în noaptea de luni spre marți și pe parcursul zilei de marți, izolat vor fi precipitații slabe, mixte și condiții de ploaie. În intervalul 11-14 ianuarie, vremea va deveni rece, pe arii restrânse geroasă, în special în noaptea de miercuri spre joi. Administrația locală face apele la cetățeni să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum și a imobilelor aflate în construcție. Iar conducătorii auto sunt rugați să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor.